În minutul 35 al partidei pe care Universitatea a susținut-o la Satu Mare, Adrian Chiruță a avut un contact puternic cu un adversar, în urma căruia a căzut foarte rău. Chiar dacă în prima fază accidentarea părea foarte serioasă, Adi a revenit repede pe teren, reușind să înscrie la primul atac. Am căzut, mai rău, bine că nu... Este ceva ce am? Nu, nu, nu. Am căzut mai rău atunci, pe moment, am simțit lovitura, dar nu, n-am făcut lovitura. Se întâmplă. Adrian Chiruț este pe locul 2 într-un clasament al celor mai buni marcatori ai universității în primele 7 etape. Cu 31 de reușite, Interul Sucevan este întrecut doar de Răzvan Gavriloaia, care a marcat 39 de goluri.